Sfântă a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, gârbovit cu păcatele, caut mântuire cu ajutorul tău, că nădejde ești creștinilor, Maică Teodora, cu îndrăznirea ta. Sfântă a lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, hotărârea întoarcerii, pururea cu fapta, o carne trebnicul, ci în căile stăpânului, Maică Teodora, întărește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iubitor de păcat fiind, patima îmi strică trupul și sufletul, și Tu, Maică, cu puterea Ta, scapă-mă din trânsa mântuindu-mă. Și acum și pururea și... E sărbătoarea Sfintei Teodora și ea vă cheamă, de aici, de colo, de mai de-aproape, de mai departe. Ea vă vorbește, ea vă deschide brațele, ea vă primește și ea vă răsplătește. De fapt, Dumnezeu prin ea. Dumnezeu a lucrat minunat în viața ei și o pune înaintea ochilor noștri ca icoană, ca lumină, ca far, ca și călăuză, ca drum. Și ne invită Dumnezeu și ne cheamă Dumnezeu ca privind spre ea și ne zice, ca privind spre ea să urmăm și ne zice Dumnezeu, a fost ca voi. Ca voi a fost. Și a ajuns ca mine. Și voi puteți să urmați. Aveți și voi chemare sfântă. Așa cum am chemat-o pe Sfânta Teodora, pe Teodora, care apoi a ajuns Sfânta Teodora, și n-am chemat-o ca să schimbe locul, locul pământesc, că ea nu-i din zona noastră, e mai în Moldova de Sud. Dar n-am chemat-o ca să se mute dintr-un loc în altul, chipurile că într-un loc ar fi mai multă sfințenie și într-altul mai puțină, nu. Așa au fost anii și vremile atunci când ea a trebuit să ajungă pe ultima parte a vieții aici, în munții Sihlei. Am chemat-o pe ea ca să-mi slujească mie și ea a răspuns și și-a sfințit viața și m-a bucurat. De ce s-a bucurat Dumnezeu în viața Sfintei Teodora, fraților și surorilor? De ce? Ca și în viața oricărui sfânt, de ce Dumnezeu se bucură de Sfinții Lui? De ce este minunat Dumnezeu întru Sfinții Lui? Pentru că vede Dumnezeu că făptura mâinilor sale își împlinește menirea, își împlinește chemarea, ajunge omul acolo unde Dumnezeu a vrut să fie toți oamenii. Acum, din păcate, doar câțiva ajung la această măsură. Dar Dumnezeu pe toți ne-a chemat să fim ca și Sfânta Teodora, ca și Sfântul Ioan Iacob, ca toți sfinții știuți și neștiuți, dar mai ales aceia știuți, că la ei trebuie să ne uităm. Se bucură Dumnezeu pentru că se oglindește în sfinți și că vede că, da, mai există și oameni care ascultă cu toată deplinătatea chemarea Lui, chemarea Lui Dumnezeu pentru orice om trimisă, nu de toți împlinită. Împărăte ce l-ai luat.